E a patra activitate dintr-o serie de consultări pe problemele și nevoile tinerilor în general, dar mai ales pe ce înseamnă implicare și voluntariat la nivel local. După ce am fost în Bacău, în Onești și în Comănești, am venit aici, după ce a fost și conferința motivațională de săptămâna trecută în Roman, ne-am reîntors în Roman pentru activitatea de consultare, care să se desfășoare pe parcursul a două zile, azi și mâine. Azi, ca și activități, va fi o combinație de metoda Open Space și Cafenea Publică. Ce înseamnă Cafenea Publică mai exact și Open Space-ul? Open Space-ul e o metodă în care, de obicei, subiectele nu sunt stabilite dinainte, ci dimpotrivă, în funcție de ceea ce vrem să discutăm, de ce probleme, nevoi sau domenii vrem să abordăm, suntem deschiși atâta timp cât se desfășoară în tema cadru. De aceea, pe lângă cele patru subiecte pe care le-am stabilit, da, suntem deschiși ca la final să mai propunem noi subiecte pe care să le abordăm, după ce cele patru au fost abordate. Acum, metoda cafenelei publice, vă spuneam, sunt cele patru subiecte, sunt aici, fiecare subiect are un facilitator, cel care o să modereze puțin discuția și o să scrie fie pe foaia de flipchart, fie pe fața de masă, cum e metoda în sine. Și vă spuneam, sunt patru subiecte, vom sta la fiecare subiect aproximativ 20 de minute, 20-25 de minute, în funcție de cât e necesar, după care, în momentul în care voi anunța, ne vom muta la o altă masă. Dar, de exemplu, masa, cine e la masa aceasta, în afara facilitatorului, desigur, care rămâne permanent la subiectul ăla, se va muta la masa următoare și tot așa, va fi un ciclu. Cele patru subiecte sunt, pe care o să, de bază, pe care o să le abordăm, sunt relația școală-ONG-autorități și mai exact o să vorbim despre probleme și nevoi ale parteneriatului, la nivelul parteneriatului dintre școală, ONG-uri și autoritățile publice, dacă este nevoie de un astfel de parteneriat, dacă da, de ce, dacă nu, de ce. Cum colaborează în Roman cei trei actori, școlile, ONG-urile și factorii de decizie, dacă există un parteneriat între ei. Cum poate fi îmbunătățită colaborarea dintre școli, ONG-uri și autorități și plus soluții și la problemele și nevoile identificate. Acesta e primul subiect de care o să se ocupe Ștefan. Ștefan aici. E aici și va sta undeva la o masă acolo. La masa din stânga. Da, exact la masa din stânga, aici după care o să... După care, al doilea subiect va fi colaborarea dintre tineri și factorii de decizie. Mai exact despre cum poate fi caracterizată relația și colaborarea dintre tineri și autorități la nivel local. Sunt inițiativele tinerilor susținute? Dacă da, cum? Dacă nu, de ce nu sunt susținute? Cum ajung sau cum pot ajunge tinerii la factorii de decizie dacă au un mesaj, dacă vor să se întâmple ceva în Roman, cum fac să ia contactul cu autoritățile publice, care sunt probleme, dacă sunt probleme și nevoi ale tinerilor în colaborarea cu factorii de decizii, plus soluții la problemele și nevoile identificate și mai ales cum poate fi îmbunătățit parteneriatul dintre tineri și autorități. Deci subiectul acesta se va ocupa Andra, care va sta acolo și va sta la masa din dreapta din a doua cameră. A treia temă, vorbim de nevoi și probleme ale sau la nivelul societății civile. Societatea civilă însemnând ONG-uri, grupuri de inițiativă sau chiar voluntari, majoritatea dintre voi. Și mai pe larg o să discutăm despre nevoi de dezvoltare, implicare și susținere ale voluntarilor, exact care sunt nevoile voastre, ce vreți să învățați nou, cum vreți să vă dezvoltați, ce vreți să faceți mai exact și exact nevoile voastre o să vorbim. De asemenea, o să vorbim de nevoile de dezvoltare organizațională a organizațiilor din Roman, inclusiv parteneriate, dacă e important să dezvolte parteneriate la nivel local, la nivel județean, național sau internațional, cum se dezvoltă aceste parteneriate, sau nevoie de resurse umane, materiale, surse de finanțare, de exemplu, știți, legea 350 pe 2005 și legea 350 pe 2006 la nivel de probleme și nevoi ale tinerilor. După care o să vorbim despre cum funcționează sau este susținută societatea civilă din Roman, inclusiv prin exemple de inițiative civice. Dacă cunoașteți inițiative civice la nivel
local, care sunt acelea, cum vi s-au părut, ați vrea și voi să implementați astfel de inițiative și așa mai departe. Și nu în ultimul rând, soluții și la problemele și nevoile identificate, că spuneam de nevoi, fie dezvoltare organizațională a ONG-urilor, fie nevoi de dezvoltare personală, profesională sau socială a voluntarilor. De subiectul acesta o să se ocupe Ana, care o să stea aici la masa aceasta. Iar nu în ultimul rând, cel de-al patrulea subiect, nevoi generale ale tinerilor din Roman, nevoi și probleme ale tinerilor din Roma în domenii precum educația, fie că vorbim de școală sau activitățile extracurriculare, cultură, sport și stil de viață sănătos, timp liber și agrement, dacă aveți oportunități de a vă petrece timpul liber în Roma, fie că vorbim de cultură sau vorbim de agrement, dacă puteți să faceți agrement în Roma, unde, dacă vreți să vă plimbați cu bicicleta, unde vă plimbați cu bicicleta în Roma, sau ați avea nevoie de viste pentru bicicliști și așa mai departe, efectiv nevoile voastre. Sau un alt domeniu poate fi antreprenoria și orientare în carieră. Care sunt nevoile voastre? Aveți nevoie să fiți orientați în carieră? Aveți nevoie să fiți, să vă fie susținute demersurile, inițiativele, ceea ce înseamnă și partea de antreprenoria? Și nu în ultimul rând, nevoi și probleme ale tinerilor la nivel de voluntariat și implicare. De exemplu, de ce nu, la nivel de probleme, de ce nu sunt tineri în Roma? Aveți colegi între voi care nu se implică, nu? Care nu sunt voluntari. De ce nu vor să se implice? Sau sunt voluntari care ar vrea să vină, dar cum spuneam și mai devreme și spuneați că la nivel de școală, că la școală nu pot lipsi și atunci putem să vedem. E o problemă asta? E o problemă faptul dacă școlile susțin sau nu voluntariatul, susțin implicarea, se pot găsi soluții, care pot fi acele soluții și așa mai departe. Deci, într-un fel trebuie să explicăm foarte clar să vedem exact ce putem face ca tinerii care nu sunt voluntari să devină voluntari și mai mult decât atât, tinerii care sunt voluntari, cum putem să-i susținem să se poată implica până cât de mult pot. Da? Apoi, soluții, desigur, soluții la problemele și nevoile identificate. Ăsta e cel de-al patrulea subiect de care se va ocupa ca și facilitator Ana Maria. Ana Maria, asta e subiectul tău. Și Ana Maria va sta la masa aceasta. Este foarte important. Am mai întâlnit uneori, în momentul în care a fost vorba de cafenea publică sau open space sau metode de genul, mai ales când, hai să-i spunem, la general, consultări ale tinerilor, de multe ori s-a întâmplat, ok, am acolo o întrebare, cum fac, hai repede să caut pe net răspunsul. Nu. Nu despre asta e vorba. Nu e vorba, nu există răspunsul perfect sau răspunsul corect. E pur și simplu vorba de experiența voastră, de modul în care atâția ani în Roman ați trecut prin toate astea, modul în care v-au afectat toate astea sau dimpotrivă v-au ajutat și un schimb de experiență între voi, Bacău, și apoi în următoarea activitate, când o să fie la seminar, unde vom valorifica rezultatele discuțiilor de astăzi și vedem cum putem lucra și îmbunătăți la nivel general, interjudețean. Deci nu vorbim doar de probleme și nevoi, dar și de exemple de bună practică. Deci nu vă gândiți că totul trebuie să fie negativ, că ok, sunt probleme, ne avem nevoi și așa mai departe. Ok, sunt importante, vrem să aflăm care sunt ca să putem să le soluționăm, dar foarte important, misiunea consultărilor e și de a identifica exemple de bune practici la nivel interjudețean. Pentru că, cum vă spuneam, poate se întâmplă un lucru extrem de frumos aici în Roman, de care pot învăța și tinerii din Bacău, Onești, Comănești sau Piatra Neamț. Și pot aplica ceea ce voi ați aplicat la nivel local, sau vorbeam mai devreme de inițiative civice. Poate că au existat inițiative civice în Roman foarte frumoase, care pot fi valorificate și în alte orașe. Da? Nu, de asta spuneam, e foarte important ca totul să pornească din experiența voastră, totul să pornească din ceea ce știți, cunoașteți. Nu există un răspuns corect, nu există un răspuns greșit. Sunteți doar voi aici și asta e ceea ce contează. Și acum o să revin puțin la partea de open space, unde sunt trei reguli de bază. Și două dintre ele o să le aplicăm și aici. În primul rând, prima regulă, care nu o să o aplicăm și aici, e că activitatea decât în mică măsură, e că activitatea de open space începe atunci când trebuie să înceapă și se termină atunci când trebuie să se termine. În ideea în care tocmai importantă flexibilitatea și dacă, de exemplu, că spuneam și în cafeneaua publică, că noi o să stăm 20-25 de minute să discutăm la fiecare masă, dar dacă, spre exemplu, vor fi
dintre voi care o să vrea să discute mai mult despre un anumit subiect, nu știu, de exemplu, sunt la masa cu factorii de decizie, relația dintre autorități, școli și ONG-uri și vor să discute mai mult despre, putem să fim flexibili inclusiv în program. Apoi, a doua regulă care e genială e că la open space și la activitate participă cei care trebuie să participe, nimeni în plus, nimeni în minus. Da? Nu e, este foarte bine, nu contează că ar fi trebuit să fim 100, că ar fi trebuit să fim 5. Important e că noi suntem aici și noi putem contribui cu adevărat la soluțiile și la rezultatele efective ale consultărilor. Da, în activitate nu are nevoie de nimeni altcineva în plus decât de cei care sunt aici. Dar asta nu înseamnă, cum vă spuneam, asta, de fapt asta înseamnă că misiunea care apasă pe umerile voastre e mai mare, pentru că voi reprezentați acum tinerii din Roman. Așa că e o responsabilitate. Apoi a treia și ultima regulă e că în activitate tot ceea ce trebuie să se întâmple se va întâmpla. Și asta e legat de subiectul discuțiilor. Exact care sunt punctele voastre de vedere, acelea sunt cele mai importante și cele mai relevante. Nimic în plus, nimic în minus. Și de aceea este foarte important încă o dată să fiți voi acolo. Da? Să rămână puțin din sufletul și în experiența voastră pe fiecare foaie în parte. Mâine la Muzeul de Științe ale Naturii din nou o să fie a doua parte, de la ora 12, în care o să vorbim, va începe cu o dezbatere pe legea voluntariatului și pe ce înseamnă, care sunt drepturile și voastre și responsabilitățile voastre ca și voluntar. O să despicăm legea în patru, cum se spune. Și să vedem foarte clar, e important să cunoaștem și drepturile noastre și responsabilitățile pe care le avem ca și voluntari. Iar în a doua parte va fi un laborator de idei. Dacă data trecută la conferința motivațională am realizat o serie de mesaje și am pornit o campanie de promovare a voluntariatului, mâine efectiv o să concepem un plan de lucru cum putem promova voluntariatul la nivel local în anul următor. Dacă aveți întrebări. Dacă nu aveți întrebări, cum vă spuneam, e important să ne mutăm. Există două variante și o să decidem acum împreună. Există varianta în care ne mutăm toți de la o masă la o altă masă sau ne mutăm, de exemplu, dacă aici e George și Amalia, e în momentul în care o să fie următorul subiect, George merge la masa aceasta, iar Amalia dincolo. Sau varianta în care merg cu toți împreună de la masa asta. Așa, eu aș zice și partea în care poate să se schimbe și să mergeți la subiectele care vă interesează mai mult, dar este important ca până la final să ajung fiecare să treacă pe la fiecare subiect. Cum preferați? Să vă mutați cu toții ca și grup sau individual? Și atunci se mixează și grupul și ideile. Până la urmă se vor schimba la un moment dat fix ca la World Cafe? Da, o să se schimbe la un moment dat fix, dacă e flexibil acel moment. Doar că există posibilitatea să nu se schimbe cu toții de la o masă, să meargă cu toții la o altă masă, ci să meargă fiecare unde vrea. Simplu, ținând cont că de obicei pe lângă moderator mai sunt patru, fiecare putea ducă fix. A, nu, că sunt trei mese libere. Exact, Nu sunt parte, da. Da, și atunci important e să fie cel puțin patru la fiecare masă. Exact, asta ar trebui. Alegeți ce masă vreți, dar nu lăsați o masă cu mai puțin de trei oameni. Da, și să fie combinată echipa din Bacău și echipa din Roma, ca să nu fie doar la o masă doar din Roma și la o masă doar din Bacău. Că este important, deoarece discutăm despre problemele care sunt în Roma sau beneficiile pe care le are acest oraș. Un regulament care este aprobat prin Consiliul Local privind activitatea de voluntariat în aparatul de specialitate. Și sunt foarte multe lucruri interesante acolo. Puteți gândi, puteți veni cu propuneri, puteți vă implicați și să căutăm moduri de desfășurare activității. Așa, revenind. Asta e topicul nostru. Fiecare masă din urmă poate trebuie de dezvoltare. Știu asta. Așa. Noi trebuie să atingem șarlete de aici și avem așa. Cum se cheamă pe tine? În ce clasă ești? A 10-a. A 10-a la Roman Vodă, nu? La Bacău. La Bacău? Frate, e frumos la Bacău. Da.
tu? Ana, clasa 12-a, la Roman Bode. La Roman Bode. Andreea, clasa 10-a, tot la Roman Bode. Bianca, clasa 10-a, tot la Roman Bode. Mărina, clasa 11-a, tot la Roman Bode. Eu sunt George, sunt clasa 10-a și suntem acolo. La ce liceu? Hei, și tu? La Vrânceal. O să vă trebuie să serviți ceva, un suc? Nu, mulțumesc. Nu, mulțumesc frumos. Ce mai important ne-a primit noi până acum? A nevoie de susținere. Și dacă, să spunem, o persoană sau comunitatea la care ne ducem nu ne poate susține prin bunuri materiale sau prin bani, dar măcar să ne susțină la nivel moral. Dacă ne uităm la activitate, spre exemplu, cum v-am invitat pe dumneavoastră aici astăzi, v-am invitat la activitatea noastră, ați venit, discutăm. Asta e una dintre problemele, să zicem, nu mari, dar este o problemă. Pentru că omul te duce la aceștia treabă, măi, ce ai vrea să-ți dau? Uite, noi cerem și bani și bani nu pot să-ți dau acum. Nici materiale. Bani nu pot să-ți dau, bunuri materiale. Da, nu, i-am dar, sfatul, vină mai târziu. Dar o altă deschidere spre altcineva da. Care ne-ar putea ajuta. Sau o invitație pe care o adresăm. Uitați, puteți veni să vedeți ceea ce facem noi, ce cuprinde activitatea noastră, proiectul nostru. Și poate după, nu neapărat că se va răzgândi sau va dori să contribui cu ceva, dar va vedea o schimbare și va povesti și celorlalți. La ce profil ești? Uman. Da, să vedeți. Eu așa... Da, foarte bine. Nu, apreciativ. Deci, apreciativ am zis. Da? Nu, da. Să nu se înțeleagă altceva. Da. Da. Și va povesti, va rămâne pe lângă impresia bună cu care va rămâne și va spune, domnule, uite, copiii, eu înțeles că eu nu pot să-i ajut, dar m-au invitat să vin să văd ceea ce pot ei să facă. Și va spune, bă, unui prieten, poate chiar copilului pe care îl are, sau va încuraja să participe și el la rândul lui la o activitate de voluntariat sau care promovează cetățenia europeană. Și cred că e, nu știu, unul dintre cei mai importante. Da, și e măcar un punct de plecare. Exact. Care va încuraja și alte persoane la rândul lor simplici. Iar la următoarea activitate poate vei avea una sau două persoane încurajate de respectivul spre a veni și a se implica în activitatea. Raza exact. De implicare. Lărgim raza de implicare, chiar o scriu așa. Mă, scriu așa, ce are? Așa, raza de implicare. Păstrez o legătură cu persoana respectivă, oficială, la modul că poate vei avea colaborări cu viitor cu ea. Tot în cadrul proiectelor respective. Acum n-am putut, dar data viitoare poate te pot ajuta cu promovarea sau și noi la rândul nostru, dacă mergem la o firmă, să spunem. Crearea sau... un potențial așa, de sprijin un... în viitor. Da. Nu? Da. Unui potențial. Sprijin. Adică nu trebuie să văd numai imediat exact. În pasul 1. Da. Poate acum nu poate sau poate omul are o altă preocupare da. Sau e ancorat într-o da. Altă realitate a lui. Dar poate în pasul 2, da. În pasul 3, dacă eu îl conving că activitatea mea este importantă exact. Pentru comunitate sau unui segment din societatea civilă, atunci el poate gândi și zice, uite, dacă ai să ajungi aici, am mai multă deschidere spre subiectul ăsta sau mă pricep mai bine, am o abilitate oarecare aici și atunci aș putea să te ajut. Deja îmi creez un potențial și prin mai mulți potențiatori de aceștia, la un moment dat pot să am un portofoliu exact. Și pot aplica altfel lucrurile decât atunci când sunt într-un teren ster, nu? Cunosc, uite, acolo pe raza asta, pe problema socială aș putea să discut cu X, pe problema economică am un expert în domeniul Y care discut că n-am eu o problemă să ajung la el. Dincolo pe problema de comunicare este Y care de asemenea ar putea să sugereze alte lucruri sau să-mi deschidă o platformă de dialog, nu? Și încă un lucru pentru că atunci când mergem la o firmă, trebuie să oferim și noi ceva la schimb, adică nu neapărat că trebuie, dar să fie un parteneriat privat, exact, să aibă de câștigat și partea pe care poate, noi o solicităm. Poate nu neapărat echilibrat, echilibrat dar da. Măcar să fie amândoi da. Să facă da. Niște pași. Exact. Și, da, publicitatea este cert foarte mult, pentru da. Că și ajută, mai ales tinerii care în ziua de astăzi mai tot timpul se preocupă de sunt
pe Facebook, pe internet și pot împrumuta. Exact. Și pot avea acces mult mai ușor la, nu știu, zice, pagina unui restaurant. Așa, da, și pot promova și, mult mai și percepția până la urmă, exact, dacă e un lucru bun în care eu am găsit deschidere, da, dintr-un simplu, da, dialog, da, că eu vorbesc cu X sau cu Y, da, și spun, mă, acolo te-am găsit înțelegere, putem avea o masă de dezbatere, omul e deschis, deja îi fac și în subliminal o promovare, da, nu? Cum să notăm? Sprijinul în promovare? Sprijin reciproc. Da, asta reciproc, eu, da, eu aș zice mai degrabă crearea premiselor unui parteneriat win-win. Aș zice, nu trebuie să o luați chiar așa, nu, ideea nu, mea. Ba, da, dacă voi ziceți, să uite, aici nu mă am vedea chiar așa, de acord, nu, doar nu. Nimeni nu deține adevărul absolut. Așa, crearea premiselor unui... unui parteneriat win-win. Și asta cu win-win nu o scriu eu cu roșu, că mi-e îmi place cum o e. Da. Așa, exact. Nu știu dacă mi-e să scriu. Cum? Nu, e foarte ok. Bun. Și altceva care ține de băiat de susținere, dacă nu, de dezvoltare. Ale organizațiilor, dacă are nevoie. Adică știu că sunt organizații la noi în oraș care au un sediu al lor. Multe, chiar. Da. Nu știu câte se implică în mod real. Da, exact. Aici, asta nu vreau să comentez, nu, nu, da, eu aș vrea să spun, da, așa că, din fericire, pe de o parte, sesizăm că atunci când tinerii fiind și entuziaști găsesc o idee care să le capaciteze interesul, atunci ei caută să se dezvolte, caută să se implice și au un grad destul de ridicat de implicare, de acțiune activă. Odată cu, din păcate, acum am spus din fericire, dar din păcate, odată cu trecerea vârstei, poate apar și probleme de alt gen, de acord, dar apare un element de deja vu, apare un element, cum să zicem noi, care este estompat datorită problemelor cotidiene, familiare, profesionale și așa mai departe, și elimină din acest entuziasm. Sigur că rămâne o parte din experiență, dar întotdeauna experiența trebuie să fie dublată și din entuziasm, pleci într-o idee, să zici, da, chiar vreau să mă implic, chiar vreau să o fac. Pentru că, să știți, în general, există multe idei bune. Eu vă spun din experiență. Dar multe se nasc talent și mor speranță. Adică gheață la un moment dat, omul se plictisește, se plafonează și abandonează ideea. E păcat. Adică aici cred că ar trebui și crearea unui flux în ceea ce înseamnă perseverență. Ne-am apucat de o treabă să avem tăria să și o finalizăm, să o ducem pe un drum în care să se vadă finalul, rezultatul, da. Să punem accent și pe obținerea rezultatului. Deci plecăm de la idei, identificăm drumul, parcurgem, dar ajungem și la un rezultat. Pentru că dacă o abandonăm la jumătatea drumului, mai bine nu mai începeam. Am consumat resurse, timp și așa mai departe, fără să finalizăm. Ceea ce este păcat.